Carmen, am văzut un clip viral pe internet cu tatăl tău. Când îi se fură banii? Da, mă, da. Am râs rău și eu și el. Dar eu m-aș uita să fie amuzat, dar fii atent că tata chiar s-a enervat. S-a întors așa, s-a uitat la... Nu știu dacă... Deci, dacă vă uitați acum la materialul ăsta, da, vă rog frumos să-i dați pe pauză, ieșiți, da, duceți-vă și căutați clipul, să vă uitați la copilul ăla când tata se întoarce cu fața la el, că el se uită pe sus. N-am fost eu. E cel mai tare lucru posibil. Deci m-am uitat la faza aia de 500 de ori, nu exagerez. Gen... I-au căzut banii și mi-a plecat mâna, nu știu ce s-a întâmplat. Da, și că tatăl copilului l-a și certat rău, îți dai seama că... Sincer, e normal. N-avea omul nicio vină, bineînțeles. Cred că cu toții am furat ceva când eram mici. Da, ai luat ceva din casă? Tu n-ai furat nimic niciodată? Hai, recunoaște. Frate meu a luat odată niște bani pentru un stilou. Jur că n-am luat nimic. De ce, tu ai luat ceva? Da, normal, cum? Și ce ți-ai cumpărat? Nu, n-am furat bani. Obiecte. Obiecte, da. Și ce-ai făcut cu ele dacă ai furat obiecte? Le-am ținut ascunse ca să nu-și dea seama ăla de la care am furat, da, ca să treacă niște timp și după aia le-am... Am furat un lanț de la pantaloni unei fete. Era la grădini și mi se părea că e cool. Ce copil are la grădiniță lanț la pantaloni pe bune, corect, nu? Corect. Și l-am luat, ce așa grav, îți dai seama? E întotdeauna mai bun și al altuia. Și niciodată nu l-am purtat la grădini, ca să vezi că eram și deșteaptă. Normal, doar pe afară. Și știi sigur că nu te intersectai cu ea, că locuiați în cartiere diferite, cum ar veni. Da, da, eu stăteam în Dristor și ea până Ordului. Păi și merita, mă, cum ar veni, înțelegi, că stătea până Ordului. Na, mă, ți-ai luat lanț, dă-l-n coace. Exact, dă-l-n coace. Da, și păi și dacă ar face aia mica ta așa ceva. Mama, aș ierta-o rău. Asta zic, adică nu e. Vezi că noi tot timpul oameni avem chestia asta de aș blama ceva ce am făcut eu. Da. Ți se întâmplă des? Păi, dar nu știi vorba, hoțul strigă hoțul. Da, jur, adevărat. Da, nu, ce vrei, nu poți să-ți înveți copilul ceva ce e greșit. Ușor, ușor, problemele din copilărie se rezolvă cu părinți care te ceartă, cu pățanii sau poate dacă ți-o iei pe bune din alte părți, n-ai de unde să știi, dar cu toții cred că am avut greșeli ale copilăriei și mici nebunii în cap. Ești gen overprotective sau genul care o lasă? Nu știu să mă descriu sincer, pentru că am momente și momente. Sunt genul de copil care a avut un părinte foarte posesiv și foarte... Și mama și tata m-au ținut amândoi într-un glob de sticlă. Eu n-am avut voie să ies în parc până la 14 ani, adică... De ce? Deci la 14 ani l-am sunat pe tata și i-am zis: tati, vreau să merg și eu în parc cu o prietenă după școală. Și mi-a zis: ce să cauți tu în parc? Iau pe maică ta cu tine la 14 ani. Și era în gen: ok, bine, dă-l încolo de parc, nu mai duc nicăieri. Era deja ciudat la 14 ani să apari cu maică ta. Da, știi cum e, tata vine dintr-o lume mai anormală, să zicem. Și cumva când știi că ai foarte multă lume care te admiră, ai și foarte multă lume care nu te admiră mai deloc. Și fiind o lume plină de nebuni, în adevăratul sens al cuvântului, ți-ai seama că e copilul tău e singurul punct slab al tău. Deci este cel mai vulnerabil punct al oricărui om să pățească, Doamne ferește, copilul tău ceva. Și atunci și mii părinți au fost foarte, mai ales că eram primul copil. Pentru că, hai să zic, la mine a fost overprotective toată lumea. Și lei s-au relaxat, pur și simplu. Să zic, la sora mea, deci sora mea la 12 ani l-a sunat pe tata și a zis: alo, tata, ce faci, stai jos? Vezi că mă duc la mec cu un băiat, nu mă place, nu-l plac, doar ieșim să stăm la povești, punct. Și a închis telefonul. Sora mea la 12 ani. Și pentru că la mine era, când mă suna o prietenă sau ceva, ascundeam telefonul, aruncam de tot, nu, n-am telefon, eram gen foarte așa. După care la frate mi-au zis: hai, mamă, Valea, du-te, unde vrei, fă ce vrei, știi? Pentru că e o chestie, că e prima dată când ești părinte, nu știi la ce să te aștepți și atunci vrei să dispară toate riscurile. Mai bine stă copilul în casă, mai bine să stea să învețe, mai bine să fie, știi, bătut în cap decât să le pățească și după aia să... Dar, piele, da, există o chestie că cumva după ce rup lanțul, să zicem, și după ce ai crescut într-un glob de sticlă și după aia vezi realitatea și descoperi lumea, în primul rând ești foarte inocent, cum sunt eu, gen, eu și în ziua de azi am impresia că oamenii sunt buni și sunt calmi cu tine și sunt așa, au toate intențiile pozitive. Nu! Da. Bun, și deci ești foarte inocent și ești foarte, lumea poate să facă ce vrea cu tine, pentru că tu, și de mult, dacă eu sunt sinceră și sunt pe bune, de cele mai multe ori eu îmi fac prietene din sufletul meu, că țin la ele, și, dar de fapt, ele nu, au un interes ascuns, să spunem. Oricum, femeile sunt
Ce un pic mai rele. Mai... un pic mai rele. Da. Ultima întrebare, Carmen. Pentru că ne aflăm la clinică la doamna doctor Dana Miricioiu, te gândești tu să-ți faci ceva? Adică nu știu. La un moment dat, că știi că orice femeie are treaba. Mi-aș face de toate. Nicio problemă, doamnă. Zim. Deci, cu modificările. Te gândești, poate la un 40, la un 50 de ani, ai ceva în plan? Mi-aș face și mai devreme, da. Consider că trăim în era în care se poate face orice și dacă e nevoie, de ce nu. În momentul în care nu o să mai placă ceva la mine, sigur o să-mi fac. Sunt pro-operație estetice, nu mai trăim în era în care, mamă. Era o chestie are, disputată. Are silicoane, are silicoane, nu pot să cred. Toată lumea are acum, știi ce zic? Nu mai e ceva... Păi știu de ce nu, ți-ai. Hai. Vrei să vorbim despre asta? În primul rând ești bărbat și în al doilea rând nu vorbim despre asta la televizor. Ce are? Despre mine. Da. Așa. Și da, mi-aș face operație estetice dacă o să consider că este nevoie, sigur. Doamne, ajută! Carmen, am văzut că ați scos și o piesă foarte, foarte frumoasă pentru mama voastră. Cum s-a nimerit, mă, frate, de stăți toți artiști în casă, aia ferească, Doamne? Nu știu, la noi și mama cântă, doar că mama nu cântă la televizor, să zicem. Acasă e mai timidă? Cântă acasă, nu că e mai timidă, nu o lasă tata. I-am zis, tata, nu o lași pe mama să cânte că ți-ar lua banii, zic eu. Și banii și toată faima și toată strălucirea. Da, am înțeles. Asta e. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Să îți pun mâna, pentru că am zis de multe ori că ești doamnă și doamnelor îi se pupă mâna. Da, mulțumesc frumos. Într-un gest frumos. Mersi, să rămână, pa.